Care sunt beneficiile participării la astfel de întâlniri profesionale? Dumneavoastră sunteți din Chișinău, aveți și acolo astfel de întâlniri, noi avem aici în România, în fiecare loc e o întâlnire profesională. Care sunt beneficiile? Beneficiile sunt foarte mari și greu de estimat acum, pentru că nu conștientizăm de fapt cât de multă informație și practici de bune calitate am cunoscut aici la această conferință. Consider o conferință excepțională din punct de vedere a structurării temelor propuse în anul voluntariatului, bineînțeles toate axate pe voluntariat, dar teme foarte de la abordarea acestui concept în bibliotecă până la practicarea unui voluntariat străin în bibliotecă. Ne-a plăcut foarte mult ceea ce fac bibliotecile din România, exemple extraordinare, și credem noi că vom implementa și noi. Furăm niște idei pentru că ne-au părut foarte și foarte interesante. Deși avem și noi la Chișinău, practicăm voluntariatul, avem câteva practici. Astăzi am văzut mult mai mult că trebuie și mai ales în baza bibliotecii Petre Dulfu. Ioana Dragotă ne-a prezentat cum trebuie abordată această temă sau problemă sau prioritate instituțională, voluntariatul în bibliotecă. Și m-am gândit când prezenta că exact a început de unde trebuie. Întâi, identificarea acestor organizații, momirea lor în bibliotecă, încheierea unui parteneriat cu ei, de mai departe, acțiuni concrete. Eu cred că așa trebuie să facă fiecare, facă fiecare bibliotecă. Acesta este drumul corect și real care ar pune voluntariatul pe alte fundamente în bibliotecă decât atragerea de moment a unor oameni care pot presta ceva sau ajuta uneori biblioteca. Vă mulțumesc foarte mult!